Fiți binecuvântați de Domnul și mă bucur foarte mult că ați intrat pe acest material. Apreciez că vă faceți timp să urmăriți aceste lucruri folositoare și să intrați pe pagina mea și din toată inima, fiind și la început de an, vă doresc un călduros la mulți ani, mari binecuvântări, multă putere, mult har și Dumnezeu să nu vă lase anul acesta niciodată. El să vă însoțească în toate lucrurile. Amin. Dragii mei, în acest material aș vrea să împărtășesc cu voi câteva gânduri despre a patra revoluție industrială, despre dorința de creare a superomului, a omului care va trăi mai mult, nu se va îmbolnăvi așa de tare, va avea capacități și puteri diferite de oamenii normali și despre semnul fiarei. Așa că hai să pornim la drum și aș vrea în primul rând să vă explic, dragii mei, ce este a patra revoluție industrială? Prima revoluție industrială a fost momentul în care a apărut motoarele cu aburi. Apoi a doua revoluție industrială a fost momentul în care s-a descoperit curentul electric. A treia revoluție industrială a fost momentul în care au apărut electronicele, televizoarele, calculatoarele și celelalte electronice. Și a patra revoluție industrială este perioada în care noi trăim, momentul în care a apărut internetul, momentul în care inteligența artificială se dezvoltă tot mai mult, momentul în care progresul roboticii este tot mai mare și aceasta este numită de cei care încearcă să organizeze lumea noastră în idei, a patra revoluție industrială. Dragii mei, un lucru foarte interesant pe care l-am observat este că în anul 2019, când COVID-ul s-a declanșat, lumea noastră și pământul a intrat într-o spirală a problemelor din care se pare că nu mai iese. Iată-ne în 2023 și intrăm dintr-o criză în alta, dintr-o problemă în alta și dintr-o situație în alta și toate aceste lucruri vreau să știți că îi favorizează pe globaliști, pe cei de la Davos care și-au setat o agendă de realizat până în anul 2030 și lumea parcă nu dă nicio speranță, ci merge din rău în mai rău, însă ca să înlocuiești un sistem vechi, trebuie să-l distrugi total, ca apoi să vii cu soluția și să prezinți sistemul nou și ca toată lumea să-l accepte. În primul rând, dragii mei, s-a distrus sistemul de sănătate, apoi s-au distrus economiile, apoi se pare că am intrat în perioada asta de război în care din nou lucrurile se agravează, apoi inflația, scumpirile și nici în 2023, nici în 2024 nu se prezintă o situație mai bună. Se spune că anul acesta, în 2023, la nivel global, țările vor intra într-o recesiune globală, adică va fi tot mai greu, tot mai rău din punct de vedere economic și specialiștii în domeniul financiar prezic că inflația, adică scumpirile, vor avea loc tot anul 2023 și tot anul 2024. Iată-ne că intrăm în această spirală care ți este foarte greu să crezi că a fost întâmplătoare și că nu este orchestrată, pentru că atunci când te uiți la cine sunt beneficiarii acestei situații în care ne aflăm, putem vedea că această situație este favorabilă agendei celor care vor să ne conducă prin întâlnirile lor de la Davos. By the way, chiar acum în ianuarie, între 16 și 20, se vor întâlni din nou în Elveția, în jur de 2000 de oameni, lideri, oameni de afaceri, oameni politici, guvernanți, care vor încerca să continue viziunea. Până în 2030 iau o viziune foarte clară și tot ce se întâmplă le este foarte favorabil, pentru că stricând ce este, trebuie să aduci ceea ce vrei să schimbi. În această revoluție industrială, dragii mei, ceea ce se urmărește și asta se va întâmpla cât de curând, în câțiva ani, este scoaterea banilor lichizi din circulație, crearea unor bănci digitale care să fie controlate și care să lucreze mână în mână cu guvernul și poate vei zice, bă, asta nu e un lucru atât de rău pentru că, na, de ce să mai ții cash la tine când poți să ai numere, însă
Asta are două părți. O parte, că ei vor putea schimba numerele neavând o economie reală în spate, cum acum printează bani, mai încolo vor putea crea numere la infinit, unu, asta este o posibilitate, și a doua posibilitate care va fi, este că te va afecta pe tine ca și cetățean, că uneori poate vor avea o criză, vor avea o eroare de sistem, nu vei putea accesa banii, nu vei putea să-ți cumperi ce vrei, vor pune niște condiții la modul în care îți folosești banii. Cum zicea un frate de la noi în biserică, a scos mai multe mii de lire dintr-un cont și i-au închis contul și au zis că ei nu mai sunt obișnuiți să scoată cineva așa mulți bani cash. Deci, se va trece pe moneda digitală cât de curând, apoi se încurajează în continuare progresul acesta al dezvoltării la nivel genetic, la nivel robotic, la nivel al inteligenței artificiale. Se lucrează tot mai mult la ideea de a rezolva problemele de sănătate. Nu? Dacă modificăm la nivel genetic lucrurile, atunci nu va mai trebui să iei medicamente pentru cancer. Se va putea rezolva la rădăcină lucrurile. Tot în felul acesta se dorește tot mai mult accesarea inteligenței artificiale pe corpul uman. Adică să nu mai înveți o școală, să nu mai înveți o limbă, ci să ți se downloadeze informații direct pe creier. Și ceea ce se urmărește în timp este unirea inteligenței artificiale cu omul. Pentru că omul a creat inteligența artificială, însă în final, ca să-l ajute pe om și ca progresul să fie cât mai mare, se va crea superomul, adică omul care va trăi mai mult, omul care va fi mai puternic, omul care nu va îmbătrâni așa de repede și omul care va avea puteri supranaturale. Bineînțeles că la început acest lucru va fi oferit doar bogaților, pentru că va fi foarte scump și foarte greu de accesat în faza de pionerat, însă mai încolo aceste lucruri vor deveni tot mai accesibile și oamenii vor putea să se unească tot mai mult cu inteligența artificială. La început așa, în pași din ăștia mici, da, să-ți downloadăm niște informații, să te ajutăm cu cancerul. Ce mi s-a părut foarte interesant, că anul acesta la Davos se accelerează foarte mult dezvoltarea asta la nivel genetic. Și unul din mari susținători și din mari sponsori ai lucrării acestea la nivel genetic este firma Pfizer. Deci Pfizer, care a oferit vaccinul, este unul din mari sponsori. Și apoi se discută, dragii mei, despre posibila întoarcere a unei pandemii globale mult mai puternice și mult mai mari și posibil din nou să avem nevoie de vaccin și de alte lucruri. Deci lumea în care noi trăim, care este parte din a patra revoluție industrială, caută să se dezvolte tot mai mult, caută să progreseze tot mai tare și prin tot ce se întâmplă în ziua de azi, îți este foarte greu să crezi că este întâmplător, ci toate aceste lucruri, criza, economia, căderile, finanțele, problemele, ne duc de fapt spre o direcție în care va fi tot mai favorabil pentru cei de la Davos și pentru magnații lumii acestea care vor să ne conducă să își implementeze agenda. Deci nimic nu este întâmplător, pentru că uneori ca să poți să aduci o schimbare, trebuie să fie o criză, trebuie să fie o problemă, trebuie să fie o nevoie și iată-ne că intrăm în 2023, deja suntem aici, un an în care scumpirile vor continua, criza economică va continua, 2024 la fel, și atunci, dragii mei, ajungem în situația în care, vreau să vă zic ceva, în anul 2016 mi-am propus să nu mai citesc așa de mult cărțile decât să mă uit atunci când am nevoie, pentru că nu aveam timp. Și viziunea mea era ca și păstor să citesc o carte pe săptămână, de la cap la coadă, și o făceam și era foarte greu, uneori nu reușeam să duc la capăt și atunci, în 2016, am cumpărat două app-uri pe telefon care îți prezintă o carte în 20 de minute, 25 de minute și îți dă esența. Și de câte ori mă duc cu mașina până la Londra, înapoi, oriunde mă duc, pun și ascult câte
3-4 cărți pe zi, uneori și 5 cărți pe zi. Seara când mă culc, pun iarăși o carte și de câte ori am ocazia ascult foarte multe cărți. Ce mi se pare foarte interesant este că din 2016 până în 2019, înainte să se declanșeze pandemia, în multe din cărțile pe care le ascultam, se prezenta o lume modernă și o viziune în care se va duce lumea noastră până în 2030. Și în cărțile alea se prezentau faptul că roboții vor prelua tot mai mult locurile de muncă, că oamenii nu vor mai avea așa multe locuri de muncă, că vor sta mai mult pe acasă și că vor primi un pachet financiar de la guvern numit Universal Income. Și fiecare om va primi acest venit pentru că locurile de muncă nu vor mai fi așa de multe și atunci omul va deveni tot mai dependent de guvern. Și atunci când guvernul va stabili și tu vei depinde de el, atunci îți va fi foarte greu să nu joci exact cum îți cere guvernul. Îți va fi foarte greu să nu faci tot ce ți se cere din partea acestor magnați care conduc lumea noastră. Am văzut în Australia, la un moment dat, în timpul acestei pandemii, că cei care luau ajutoare sociale și nu vreau să se vaccineze, le era pus pe pauză și în pericol ajutorul lunar de la guvern dacă nu se vaccinau. În momentul în care suntem într-o criză și lumea continuă să meargă într-o criză, vor fi tot mai mulți oameni fără loc de muncă și ăștia, ca să nu facă revoluție și să nu fure și să nu facă nu știu ce, guvernul va aduce soluții și va oferi salarii ca să stai acasă. Însă salariile vor fi foarte mici, nu foarte mari ca și acum, încât să-ți permiți orice, dar suficient încât să-ți acopere chiria, mâncarea, cheltuielile și toate celelalte. Și în această situație noi vom deveni tot mai dependenți de guvern, va fi un sistem monetar digital, care și pentru cei care vor lucra vor fi niște condiții la modul în care cheltuiești banii, în care scoți banii, când scoți banii, apoi dependența de guvern prin faptul că tot mai mulți vor fi fără loc de muncă, robotizarea și această industrie, această revoluție industrială a patra va duce lumea spre unirea inteligenței artificiale cu omul. Și acum, în final, dragii mei, vreau să vă spun din punctul meu de vedere, dragii mei, ce este semnul fiarei. Semnul fiarei, din punctul meu de vedere, conform Apocalipsei, zice că cine va primi semnul fiarei nu va putea nici cumpăra, nici vinde și nu se va mai putea întoarce nici la Dumnezeu. Semnul fiarei, din punctul meu de vedere, va fi acel moment în care omul va accepta fie un microchip, fie un implant, fie o modificare genetică, încât el să devină controlat. Și din moment ce omul va accepta acest control din partea guvernului în viața lui, el nu va mai putea decide la nivel de credință ce va dori să facă, pentru că el va fi controlat. Și semnul fiarei, dragii mei, fie că va fi pe frunte sau pe mână sau undeva în corp, va fi ceva din inteligența artificială care la un moment dat va avea putere să controleze hotărârile tale importante. Și din moment ce la vârf vom fi conduși de oameni care nu vor fi cu Dumnezeu, poate de Anticrist sau de alții, în felul acesta, libertatea noastră și credința noastră se va duce odată și pentru totdeauna. Totuși, dragii mei, ce putem să facem este să fim foarte atenți, să fim foarte informați și să nu ne vindem libertatea niciodată. Lumea se duce cu o viteză foarte mare într-o anumită direcție, aproape că nu va putea fi oprită, însă, ca și credincioși, așa cum mulți dintre noi n-am acceptat vaccinul, așa cum mulți dintre noi n-am acceptat să nu ne mai rugăm, să nu mai mergem la biserică, când au fost restricții, tot la fel va trebui în vremea asta din urmă, în care progresul tehnologic este foarte mare, dependența de guvern crește tot mai mult, modificările economice sunt tot mai mari. În această perioadă, chiar dacă ne vom dori să avem haine, să avem mâncare, să avem condiții, va trebui să fim foarte atenți,
să nu ne vindem sufletul. Despre un singur lucru, Domnul Iisus a zis că este la nivel cu Dumnezeu și l-a scris cu nume mare, despre Mamona. În dorința de a avea condiții, în dorința de a supraviețui, în dorința de a fi în rând cu ceilalți, în dorința de a ne dezvolta economic, să avem grijă să nu ne vindem libertatea și să nu ne vindem sufletul. Acestea au fost câteva gânduri pe care am vrut să le împărtășesc cu voi. Eu cred că lumea se duce în direcția aceasta. Am vrut să vă spun aceste lucruri ca să fim atenți, ca să avem ochii deschiși, ca să nu ne lăsăm păcăliți și ca să veghem. Dumnezeu ne-a promis că în momentele grele Duhul Sfânt ne va însoți, Duhul Sfânt ne va lumina și Duhul Sfânt ne va binecuvânta. Dragii mei, eu cred că Domnul nu o să ne lase dacă vom fi veghetori, dacă vom sta aproape de El și dacă vom avea un lei în candelă, adică dacă vom avea prezența Lui în viața noastră. Dacă o încetinim cu biserica, o încetinim cu rugăciunea, o încetinim cu Biblia și suntem creștini de formă, atunci nici nu vom realiza când vom fi duși în eroare. De aceea zic, Dumnezeu să ne dea putere, Dumnezeu să ne dea lumină și Dumnezeu să lucreze în viețile noastre. Amin.